Strategia Națională de Sănătate 2022-2030 se află în dezbatere publică la Ministerul Sănătății. Ea face o radiografie a sistemului sanitar românesc, sistem asemuit cu un labirint extrem de dificil, atât pentru pacienți, cât și pentru furnizorii de sănătate. Doctorul Adrian Pană, coordonatorul procesului de elaborare al Strategiei Naționale de Sănătate 2022-2030, pe care l-am invitat în studioul 360 Medical, spunea în prima parte a discuției despre strategie că labirintul dinaintea spitalului nu ar trebui să existe. Și totuși, în România, pacienții merg din punct în punct fără un fir roșu și când în sfârșit ajung la spital, acesta este dispus să ofere aproape tot ce are nevoie pacientul, fiindcă spitalul a devenit un fel de mall medical. Aș vrea să vorbim din perspectiva furnizorilor de servicii medicale în momentul de față, punctual, care sunt cele mai mari probleme ale lor în sistemul de sănătate românesc. Ziceați de acel mall care ar putea fi sau este spitalul și practic raiul pe pământ pentru un pacient care după ce a alergat foarte mult timp ajunge și primește toate serviciile. Cu toate astea vorbim de hiperdiagnosticare sau supradiagnosticare ca să dea bine în coduri și spitalul să fie finanțat mai bine, poate de supraprescriere de servicii. Ei bine, care sunt problemele furnizorilor? Dacă ne gândim din perspectiva celor care furnizează serviciile de sănătate, aici putem observa următoarele lucruri. Primul din ele ar fi faptul că spitalul încă este rolul central, își asumă rolul central în sistemul de sănătate, cu toate că are poate cele mai mari probleme legate de modul în care își poate evidenția serviciile pe care le face și banii pe care îi primește. Dar înainte de asta aș vrea să mai spun câteva lucruri legate de faptul că avem o distribuție extrem de inechitabilă a forței de muncă în sănătate, a modului în care furnizorii de servicii de sănătate sunt împărțiți, adică ai centrarea pe centre universitare medicale în care găsești tot ce vrei, ai deșertificarea din județele din jurul centrelor medicale universitare și mai ai câteva județe care sunt cumva între. În consecință, șansele ca un pacient cu o anume problemă să fie aceleași dacă locuiește în București sau dacă locuiește la Botoșani sau la Tulcea sunt extrem de diferite. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, avem medici de familie cu o populație extrem de îmbătrânită, în pragul pensiei și cu foarte puțini aspiranți de a dori să meargă să facă medicină de familie, în special în zonele care sunt rural, depopulat, izolat. Cu toate inițiativele de, să zic așa, scapă termenul românește. Stimulare. Stimulare, ăsta e cuvântul. Deci cu toate inițiativele de stimulare furnizate de autoritățile publice locale, de casa de asigurări, încă avem un număr important de comunități care nu au medic de familie. Pentru că eu nu cred că am înțeles suficient aspirația generației tinere care vrea să facă medicină de familie. Un medic învață cam 10 ani. 6 de facultate, minimum 4 de rezidențiat. În 10 ani probabilitatea ca să ți întemezi o familie în oraș universitar unde faci rezidențiatul e destul de mare. Și atunci e destul de greu ca după 10 ani copiii la școală, soția un loc de muncă în oraș, tu te hotărăști să mergi în altă parte.
Până 90 eram forțați, după 90 unii din noi încă făceau apostolat, să zic așa. Acum oamenii au alte nevoi și eu cred că ar trebui să regândim modelul ăsta și în funcție de așteptările oamenilor, care ar trebui cumva să înlocuiască forța de muncă îmbătrânită. În alte specialități clinice sau chirurgicale, distribuția e problema principală. Concentrarea și lipsa în spitalele mici și mijlocii sau în spitale județene care sunt în jurul centrelor universitare. Deci din punct de vedere al resursei umane avem o problemă majoră de număr, de tipuri de specialități și de distribuție echitabilă acestora la nivelul țării. În plus, la rezidențiat acum se aleg specialități foarte facile, cu note foarte mari. Dermatologie, între primele specialități, și sunt specialități care nu mai sunt atractive absolut deloc, cu toate că sunt esențiale pentru sistemul de sănătate. Sănătatea publică e una din ele. Epidemiologia, de asemenea. Dar și alte specialități clinice sau chirurgicale încă suferă din acest motiv. Doi, avem un singur finanțator pentru serviciile de sănătate furnizate în țara asta și acel finanțator are o relație contractuală cu furnizorii de servicii de sănătate. Dacă citim actele normative care reglementează lucrul ăsta, observăm că de fapt articolele sau capitolul de norme corespunzător asistenței medicale primare e o treime din tot contractul cadru sau normele la contractul cadru. Ceea ce presupune că povara administrativă pe cel care interacționează prima dată cu pacientul e mult mai mare decât posibilitatea lui clinică de a oferi acele servicii. Pentru asta ar trebui făcuți pași foarte serioși în debirocratizare, pentru că multe din lucrurile pe care le cerem, le cerem doar din teamă sau din obsesia de control. Acum ne comportăm exact ca în jocul copilăriei, hoții și vardiștii. Prezumăm că cei din partea cealaltă fură și atunci noi trebuie să ne asigurăm că sistemul e apărat. Un alt lucru pe care l-am simțit nu doar în momentul în care am discutat cu diferiți profesioniști în sănătate pe parcursul elaborării materialului, ci și în experiența proprie în sistem, este că cumva am uitat etosul nostru principal sau prioritatea noastră absolută. De ce am ales să lucrăm în serviciile de sănătate sau ce ar trebui să facă sistemul de sănătate? Ar trebui să furnizeze îmbunătățirea, menținerea sănătății, creșterea calității vieții, satisfacția pacientului sau, de ce nu, și niște cetățeni sănătoși. În fond și la urma urmei, obiectivul ăsta cred că a ajuns undeva pe locul 3. În primul rând ne interesează să cheltuim banul. În al doilea rând ne interesează ca respectivul ban să fie documentat și microdocumentat în diferite formulare de micromanagement. După cum diferitele controle are curții de conturi, auditorilor, controle de la alte instituții ale statului, au trecut printr-o instituție, a mai apărut, să zic așa, un set de formulare. Și atunci prioritatea esențială a sistemului este cum să scriem niște cifre corect. Da? Pentru că știm că evaziunea fiscală sau orice formă de utilizare altfel a banilor atrage după sine o problemă penală. După care ne gândim la resursa umană și de-abia după aceea ne gândim la ce ar trebui să facem cu adevărat. Paradigma asta este absolut esențială să fie înțeleasă. Ar trebui să repoziționăm serviciile. Deci banii pe care avem trebuie să îi prioritizăm atât de bine
și să găsim niște instrumente care să ne ajute să facem asta, astfel încât cetățenii să primească ceea ce trebuie, când trebuie și cum trebuie. Dar, ca să ajungi acolo, ai de dărâmat o mulțime de ziduri. Iar strategia ce va face? Furnizorilor ar trebui să le ofere posibilitatea de a-și practica meseria într-un mod profesionist, transparent, obiectiv și care poate fi măsurat. Și compensat corespunzător. Și vom vorbi despre diferite alte modalități de plată. De asemenea, pacienților să le ofere posibilitatea unui fir roșu care este trasat foarte bine, vizibil, exact ca o bandă reflectorizantă, în principal până în 2030, pentru principalele probleme de sănătate care ne omoară sau ne cresc dizabilitatea, pentru că nu poți să o faci pentru toate din prima. În plus, să reușim să reașezăm resursele, nu după mobilă, cum o facem în momentul de față, ci după volumul și complexitatea activității, să plătim în acest fel, să putem să stimulăm performanța și calitatea, să folosim mai puțin bățul și mai mult mecanismul de învățare, și avem, o să elaborăm și aici, să avem un sistem de management informațional care să ne ajute să știm mai bine, mai repede și mai ușor realitatea. Și nu în ultimul rând, aș spune, încercăm să aducem comunitatea locală lângă sistemul de sănătate.